British Airways. Ce vrei de la British Airways, Harry? Betty și Vic trebuie să susească dintr-o clipă în alta. Azi e ziua ta, Harry. 07. Alo, bună seara, British Airways. Aș dori două bilete de avion pe plasă seara. Da, oriunde, dar foarte departe. Ora plecării? Nu mai vă rog, ce facem până aeroport? Harry, ai băut? Da. Acum e 6:30, la ora 7 taxiul, la ora 8 aeroportul, în jur de ora 9, da, orice zbor. Buenos Aires, Argentina, foarte bine. Business class, business class. Da, one way. Nu ne mai întoarcem. Familia Curtis. Plătesc cu bani de astea la aeroport. Mulțumesc foarte mult, ești foarte amabilă. Harry, Betty și Vic trebuie să sească dintr-o clipă în alta. Azi e ziua ta, Harry. Alo, bună seara, compania de taxiuri? Aș dori un taxi pentru aeroport, pentru două persoane. 15 minute? Ar fi mai bine 10, dar e foarte bine 15, da. Henry Perkins, avenul 42, mulțumesc foarte mult, sunteți foarte amabil. Ascultă-mă! Nu, ascultă-mă tu, Harry. Ai băut, nu ești obișnuit și te-ai sonat. Nu m-am sonat. Ba da, te-ai sonat. Eu nu știu ce e cu tine, dar în seara asta noi nu putem pleca la Buenos Aires. Pentru că îi așteptăm pe Vic și pe Betty la noi la masă. Pentru că astăzi este ziua ta, Harry. Ce-i asta? 735.000 de lire. 14.700 de bancnote, a câte 50 de lire. Da, ce-i asta, Harry? O avere. Fă repede bagajele. Harry, cum a ajuns coletul ăsta în servieta ta? Păi nu e servieta mea. Păi cum adică nu e servieta ta? Am coborât din metro, stația Soara în Brăd. Și veneam spre casă. Pe drumul pe care vin eu de obicei, cu servieta mea. Îmi era cam fric și am zis să scot mănușile. Mănușile erau în servietă. Am deschis servieta și am văzut că nu era servieta mea. Păi cum adică nu era servieta ta? Păi, probabil că din greșeală, cineva în metro și-a uitat servieta lui și mi-a lăsat-o pe a lui. Păi și de ce l-ai dat-o imediat înapoi? Păi cui? Păi bun, și de unde știți să mai exact? Păi am numărat. În mijlocul străzii, Harry? Nu. Am intrat în barul Prințul de Wales. Am comandat un coniac mare și m-am mâncat în clăsesc să văd dacă nu am vedent. Și? Și am stat în clăsesc și am numărat. Și? Și am comandat și al doilea coniac și m-am dus iar în clăsesc să-i număr. Și? Și am comandat al treilea coniac și m-am dus a treia oară în clăsesc să-i număr. Gene! Nu venea să cred! Cu o poartă ca asta! Nu ne mai dă nicât trăim noi să profităm de ea! Bine, dar ăsta e furt, Harry! Cât am stat pe closet, m-am gândit. Banii ăștia trebuie să fie bani murdari. Bagnote uzate legate cu elastic. Deci banii ăștia nu există niște registre contabile. Deci dacă nu există, mă avea cum să-i furt! Bine, dar ăsta e furt, Harry! Gene! De 30 de ani muncesc ca un rob, sunt plătit mizerabil, nu te-am scos nicăieri! Acum, însă și mi-a primit răsplata. Cu banii ăștia fugim la Buenos Aires, deschidem un mic restaurant, facem ceva. Păi și poliția? N-are treabă poliția. Du-te și fă bagajele. Unde faci bagajele? Harry, eu vreau să cinesc cu Vic și Betty. Vreau să mănânc cu Wilfried din cuptor. Vreau să mă trezesc dimineața, să deschid fereastra spre grădină, să cobor să dau de mâncare pisici. Eu nu vreau să plec, Harry. Gene, dar tu nu înțelegi că nu mai putem rămâne aici? Eu nu mă mai pot întoarce la birou. Nu mai am cale de întoarcere. Dar că nu e prea târziu, Harry. Ba da! Eu am servieta lui Al Capone și Al Capone aia servieta mea, în care sunt tatele de la birou. Până dimineața se va duce acolo. Până atunci este mai prudent să fiu la mii de kilometri de departare, într-o țară ca Argentina. Să facem ceva. Să facem plătit. Sub un nume fals. În nume de făcător de clătit. Așa bărbată. Harry, dar nu contează că ne numim Shuffle Battle sau Respetal. Tot or să ne găsească. Nu au de unde se știe unde suntem. Păi da, poliția, Interpolul, va fi îngrozitor. Va fi minunat. Interpolul nu are ce căuta, iar poliția să-mi... Unde-și pașa poartele? Harry, eu nu vreau să plec acolo. Cum adică nu vrei să pleci? Eu nu vreau să plec. Nu fi proast. O să-ți plac. Dar eu nu vreau să plec acolo. Bine, uite, dacă nu vrei să pleci, mergem, stăm o noapte, iar a doua zi, durăm în altă parte. Australia, Bermude, Bali,
Cumpărăm insula, Bali. Dar eu nu vreau să plec, mie îmi place aici. Sunt Vic și Betty, expediază. Păi ce să le spunem, invitat la cină de ziua ta? Ia asta, face bani. Harry! Vic, Betty, voi sunteți? Nu. Cine-i? Poliția. Da, da, imediat. Poftiți, vă rog. Vă rog să mă scuzați că a durat atât, dar știți, noi de fapt așteptam pe altcineva. Bună seara, doamna. Bună seara. Sergent de Clip, Devonport, poliția din Pala. Sunteți polițist? Da, aș dori să schimb câteva vorbe cu stăpânul în casă. Cu stăpânul? Soțul dumneavoastră, mă gândesc. Ah, da, el e sus, e puțin ocupat. Despre ce este vorba? Dacă nu vă supărați, aș prefera să vorbesc numai cu dânsul, doamnă. Perkins. Da, el este ocupat deocamdată. Doriți niște alune? Nu, mulțumesc, am colesterol mărit. Să mă duc să văd dacă e cineva... Cum doriți? Nu! Precis sunt Vic și Betty. I-am invitat la cină de ziua lui. De ziua lui Henry, nu a lui Vic. Ar fi bine totuși să-l deschide, stimată doamnă. Da, sigur. Bună seara, vă rog să mă scuzați că dau buzna așa, dar de minute bune la ușă și vreau să vă spun că am ajuns. Eu credeam că... Ce credeți? Că ajung într-un sfert de oră? E bine, nu. Am ajuns în 10 minute și dacă tot am venit mai devreme, mă gândeam că ar fi bine să vă spun. Aparatul marchează. Care aparat? Bill, compania de taxi. Aaa, da! Pentru aeroport, acesta este barat. Da. Și altceva? Da, nu! Nu, asta e, astea sunt, asta e sora mea, Adelaide, știți? Pleacă în seara asta. Eu credeam că pleacă domnul Perkins. Domnul Perkins nu pleacă nicăieri, rămâne aici. Da, deci pentru aeroport care sunt bagajele? Nu știu, vă rog să așteptați afară. Câte bagaje pentru aeroport? Păi nu știu pentru că sora mea nu este încă gata, așa că vă rog să așteptați afară. Bine, să-mi dați un semn că sunt gata amândoi. Care amândoi? Comanda spune două persoane. Aaa, da, sora mea și soțul ei, știți? Că de aceea pleacă sora mea în Australia, că soțul ei e australian. Chiar din Australia? Da, chiar din Australia, vă rog să așteptați afară. Bine, aparatul marchează. E cam îmbulzeală pe aici în seara asta. Da, așa se pare. Sunteți puțin cam zăpăcită. Nu face nimic. Bagajele sunt gata, ai scăpat de Vic și Bec. Harry, avem un musafir. Ah, taxiul, așa repede, bravo! Poliția! Te-ai escortat poliția, și mai bine! Uite, iei bagajele astea două și le duci, te rog, poliția. Sergent de Cliff, Davenport, poliția din Fala. Înțeleg. Sunteți domnul Perkins? Domnul Perkins. Domnul Harry Perkins? Domnul Harry Perkins. Am putea sta puțin de vorbă? Desigur! Dacă nu se supără soția dumneavoastră, aș prefera să vorbesc numai cu dumneavoastră. Numai cu... Vă rog, domnule sergent! Poftiți în bucătărie, vă rog! Aș putea aștepta până la plecarea cumnatei dumneavoastră. Cum? Adelaide! Da, mi se pare că sunt gata amândoi de plecare. Care amândoi? Adelaide și părții! Adelaide și părți! Înapoi la ei, acasă. Sydney! Adelaide, părții, Sydney. Da, îți mulțumesc că le-ai adus bagajele jos, Harry. Nu cred că domnul sergent trebuie să aștepte până la plecarea lor, nu-i așa? Nu! Și nici pe Sydney nu trebuie să-l aștepte! Vă rog, domnul sergent, știți! E taxiul, spune-i să aștept! Bill a și venit! Cine-i Bill? Taxiul! Foarte bine, spune-i să aștept! Or fi Vic și Betty! Spune-le că ne urcăm, după ce îl satisfac pe domnul... Trebuie să spun niște întrebări, nu, domnule sergent? Bineînțeles! După ce răspund întrebările, domnule sergent? Harry, eu nu cred că mă descurc singură! Ba te descurci! Ba se descurc! Are doar impresia că nu se descurcă! Vă rog, domnule, poftiți! Deschideți dumneavoastră, iar eu vă pot ajuta în bucătărie. Nu cred că e o idee foarte bună. E o idee extraordinară de bună. E o idee extraordinară de bună. Vă rog, domnule, poftiți. Grăbiți-vă, mi-am de rezolvat un caz. Desigur. Ce cu povestea asta cu Adelaide și părții? Ce-am făcut? Spune-i că individul nu o să se ducă la poliție. Dar
poate că nu a venit pentru servietă. Ba, pentru servietă a venit, a și văzut-o. De ce crezi că vrea să vorbească numai cu tine? Astea sunt economiile mele. 735.000 de lire, Henry? Sunt econom, oh! Trebuie să beau ceva. Dar tu n-ai băut în viața ta. Totul are un început, Henry. Henry, eu nu vreau să plec. Nu vorbi tâmpenii, ha! Nu pot pleca, aș cădea într-o depresie, am și căzut în darul beției. Jane, dar tu nu înțelegi că noi putem rămâne aici? Eu nu mă mai pot întoarce la birou. Dar încă nu e prea târziu. Ba da! Al Capone, luni dimineața se va duce la birou. Va afla adresa de acasă, va veni aici, te va tăia bucățele mici, mici, mici de tot, te va pune în pungi de plastic și te va împrăștea în tot cartierul. Dar tu nu-ți dai seama ce faci. Îți asumi niște riscuri enorme! Dacă combin vodka cu coniacul, prostuțo! Prostuțo, mică! Dar are un început de diabet. Mai aștept mult? Nu, domnule, poftiți, vă rog. Au plecat? Cine? Cumnata dumneavoastră cu soțul ei. Adelaide și Percy. Ce m-ați întrebat? Dacă au plecat. A, da. A, nu, nu au plecat, nu. Vă rog, domnule. Jane, nu mai bea atât, că nu ești obișnuită. Bine, dar am început să mă obișnuiesc. Ce-a zis sergentul? Sergentul nu știe de bani. Cum nu știe? Mă acuză că agățam bărbații. Că am intrat în toaleta bărbaților de 3 ori și am ieșit de acolo tot mai excitat. Că aruncam priviri furișe prin bar, îmi clănțăneau dinții, îmi tremurau mâinile și îmi curgea salivă pe bărbie. Deci ce ai spus? Păi am recunoscut. Ce-ai recunoscut, Henry? Că agățai bărbați? Da! Trebuie să ajung la aeroport! Nu o să ajungi prea departe, Henry. Poate? 25.000 și polițistul, uite că a fi văzut ceva. Păi, dar nu poți să-mi trăiești un polițist, Henry. I-am oferit 10, mi-a cerut 30 și ne-am înțeles pentru 25. Henry, te rog! Henry! Nu pot să cred că ăsta este Henry al meu. Eu m-am măritat cu un contabil amărât și mă trezesc alături de un fungaș homosexual care mi trăiește poliția și cumpără insula Bali. Nu pot să cred că ăsta este Henry al meu. Ce intru? Insistă să-i numeri. Spuneți rudelor să se grăbească. Rudele nu mai pleacă. Nu mai pleacă. Nu, noi plecăm. Dumneavoastră plecați. Da. Bine, aparatul marchează. Da, ieși aparat. Puneți pandeziul și așteaptă-mă mașină. Henry, eu nu pot pleca. Am vorbit în penii, hai. Ai grijă de asta ca de ochiul din cap. Păi și tu unde mergi? Mă duc să văd dacă ai numărat ăsta bani. Henry, te preferam cum erai înainte. Plecut, cu capul în nori. Te preferam cum erai înainte. Doamna Perkins! Vai! Ce m-ați speriat! Mă scuzați, ușa era deschisă. Sunteți doamna Perkins? Da, de ce? Vindeți ceva? Este o oră cam târzie pentru vizite, nu? Credeți? Sunt sergent Slater. Sunteți polițist? De la poliția din Padme. De la poliția din Padme? Da, doamnă. Nu ne este teamă că soțul dumneavoastră nu o duce prea bine. Asta cam așa e. De fapt, nu ne este teamă că soțul dumneavoastră, domnul Perkins, să nu fie, ca să zic așa, puțin cam decedat. Domnul Perkins, soțul meu, decedat? Da, doamnă, de aceea am venit dumneavoastră. Trebuie să identificați oficial cadavrul. Este vorba de o crimă. Bine, dar ce vă face să credeți că soțul meu a murit? 2 gloanțe în ceapă și cadavrul le-a fost aruncat în fluviu, lângă podul Padme. Lângă podul Padme. Și avea niște greutăți legate de picioare. Și avea... Și brațele erau legate cu o sârmă. Și brațele. Și picioarele. Și picioarele. Servieta lui era legată și ea de mână cu o sârmă. Aceasta este servieta soțului dumneavoastră? Da. Și acestea sunt lucrurile lui personale? Da. Soțul dumneavoastră era contabil la firma Badley, Badley & Co., de pe strada Specii numărul 44.
Sunt aici de câte teatre la poartă. Chestii de astea cu numele soțului dumneavoastră pe ele. Henry E. Parkinson. Acesta este numele soțului dumneavoastră? Da. Și o jumătate de sandwich. Brânză, dacă nu mă înșel. Se cere identificare oficială. Nu, că sigur e cu brânză. Identificarea cadavrului. Deși cred că nu există nicio îndoială că este domnul Perkins, păi iau mașina. Până la spitalul din Putney facem 10 minute. La spitalul din Putney? Este depus la morgă. Oh, la morgă! Fantastic! Lipsesc 150. Henry, domnul acesta este polițist. Bravo!